O idee preluată din Occident, acolo unde cei care servesc o cafea plătesc pentru una în plus, astfel încât studenții care vin mai târziu să o primească gratuit. La asta s-a gândit și patronul burtăriei Pâinilă din Giurgiu, care a vrut să încurajeze pe oameni că se pot face fapte bune fără prea mari cheltuieli. Așadar, cei care vin la el în magazin și cumpără pâine sau orice alt produs, pot cumpăra un alt produs care va ajunge prin rotație la cei 186 de copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Totul se face ca la carte, adică clientul primește un bon fiscal, iar copiii primesc cornuri, pâine, cozonaci și alte bunătăți. Cei care se ocupă de acest proiect spun că ideea este una grozavă și că mulți giurgiuveni au înțeles nevoile celor mici. Sunt rugați când cumpără dacă vor să doneze și pentru casele de copii. Același lucru facem și noi cu produsele care le avem și depozit pe alta. Și sunt atent când cumpără pentru dumnealor, poate să cumpere orice produs de panificație din brutăria noastră, care vor ajunge cu siguranță la casele de copii. Sunt doritori care vor să fie alături de copii. Rodica este patiser la brutăria Pâinilă, iar din mâinile sale ies adevărate delicatese. Cozonaș ca la mama acasă, preparați după o rețetă tradițională, pâine cu semințe și alte ingrediente naturale, cornuri, colaci, dulciuri, dar și specialitatea casei. De toate se ocupă giurgiuveanca pricepută. Noi facem pâinică, facem cozonaci, facem brioșe, facem checuri, facem bugaci cu măsline, facem cu brânză, cu cașcaval. Toate ajung și la copii. Da, toate ajung și la copii. Mai facem pateuri cu brânză, tot așa ajung și la copilași. Mai vin și oameni care mai cumpără și donează pentru copii. Recent, mai mulți tineri olimpici la diferite materii, elevii Colegiului Național Ion Măiorescu, au cumpărat fiecare produse care au ajuns ulterior la copiii lăsați în grija statului și de care se ocupă protecția copilului Giurgiu. Brutăria Pâinilă se află pe strada Independenței, între Centrul Medical EMA și sediul APIA și este deschisă zilnic între orele 7 și 19, duminica între 8 și 14. Pentru comenzi, sunați la 0734 327 048.